Un șofer român a fost protagonistul unor scene desprinse, parcă din filmele de acțiune. Bărbatul a sărit din mașina aflată în mers ca să scape de poliție. Imaginile au fost filmate pe o șosea din Ungaria, în apropierea localității Seghed, de către agenții care îl urmăreau pe șoferul român. Acesta a trecut cu viteză mare, printr-un sens giratoriu, chiar pe lângă o patrulă de poliție care a pornit în urmărirea sa. După câțiva zeci de metri, bărbatul a încetinit a deschis portiera și a sărit din mașina aflată încă în mers. S-a rostogolit de câteva ori pe asfalt, apoi a luat-o la fugă pe un câmp. A fost prins, însă, imediat de agenții maghiari și cei cei din patrulă. Când autoturismul s-a oprit, polițiștii au fost surprinși să vadă că din el coboară 12 persoane. Oamenii s-au identificat drept cetățeni sirieni, în care cel mai probabil încercau să intre ilegal în țară. Între timp, românul, în vârstă de 26 de ani, a fost dus la spital pentru a-i fi tratate rănile superficiale de la nivelul pielii. A fost audiat și reținut, iar poliția i-a deschis deja un dosar penal pentru contrabandă de persoane.